În acest episod o să vă prezint cum gătesc eu ludaia sau dovleacul pentru copt cu zahăr caramelizat și care va fi extrem de dulce. Am o ludaie foarte mare, o să folosesc doar jumătate din ea. Are aproximativ 4 kg, dar la cuptor nu contează cantitatea, deci puteți folosi cât aveți nevoie. Am tăiat dovleacul în dimensiunea dorită, puteți să-l tăiați și mai mic, iar acum o să-l curăț de semințe. Semințele se pot păstra și se pot usca și prăji dacă doriți. Acum o să-l pun într-o tavă în care am pus folie de gătit. Miezul care trebuie curățat se simte că este mult mai moale și de asemenea are și fibrele mult mai mari. Dovleacul este gata, l-am terminat de curățat. După cum se vede, am curățat toate fibrele din interior. Acum o să pregătesc zahăr cu scorțișoară pentru a-l carameliza. Asta o să-i dea un gust mult mai dulce, dar este opțional. Aici am pus aproximativ o lingură de scorțișoară și o să pun două linguri de zahăr. Pe jumate din dovleac o să presar deasupra, unde o să fie în contact cu căldura. În mijloc puteți pune mai mult, deoarece o să lase puțină zeamă și ca să reușească să se caramelizeze, puteți pune mai mult. Ca să nu se usuce prea tare, o să pun deasupra folie de aluminiu. La cuptorul vom ține aproximativ o oră la 200 de grade. După 50 de minute am scos folia de aluminiu de deasupra și am mai completat cu zahăr și am pus și zahăr simplu pe restul bucăților. Dovleacul este gata. L-am lăsat cu 15 minute mai mult pentru că am avut bucățele puțin mai mari și a fost cuprins mai greu. Uitați-vă cât de copt este și moale. De asemenea, are un gust extrem de dulce datorită zahărului. Poate fi considerat desert. Vă rugăm să încercați și voi și să ne lăsați părerea voastră în comentarii.